Împreună cu autorul vă spun bine ați venit. E o bucurie pentru instituția Bibliotecii Județene să lanseze cărți, să organizeze evenimente, să așeze în domeniile în care funcționează eminamente și esențialmente pe piața cunoașterii tot ceea ce poate să întărească această cunoaștere, pentru că după viață, cunoașterea probabil că este cel mai mare dar pe care ni l-a făcut Creatorul fiecăruia dintre noi. Iar cunoașterea are la rândul ei niște instrumente foarte importante pe care încet, încet le deprindem pe parcursul vieții. Incrementa, advedecrementa, creșterile și descreșterile în domeniul cunoașterii sunt legate de viața noastră biologică, dar până la urmă cunoașterea are o rezultantă mai mult spirituală. Iar iertare celor care n-au considerat acest lucru ca fiind un pivot al cunoașterii, din păcate, iar cei care exersează cu adevărat cunoașterea și performează în cunoaștere, au și o tendință precum aceasta de a își încerca drumul spre nemurire prin carte, prin propriile cărți. E vorba de nemurirea spirituală, pentru că despre celelalte lăsăm biserica, bisericile, sistemele religioase să aprofundeze, să exerseze și lăsăm pe fiecare în parte să-și judece. Viața omului fiind scurtă, istoria omului este foarte scurtă în raport cu istoria existenței și experimentarea pe care o face fiecare ajunge în timp către o vârstă în care de regulă senectutea aduce în prim plan și astfel de preocupări, precum cea de a da în vileag registre de memorie. Așa sunt și cărțile care, iată, vin în întâmpinarea noastră cu informații sincere, curate, bune de a ne fi servite celorlalți, mai tineri, mai vârstnici, spre a învăța din experiențe, pentru că omul nu poate trăi decât în comunicare și comuniune. Unul cu celălalt și fiecare cu Dumnezeu. Lacrimi și zâmbete, titlul pentru care domnul dr. Ariton Breban a optat la această a doua carte și de azi înainte, cine intră și verifică volumele bibliotecii noastre, evident că va avea mai multe indicații bibliografice. Eu am rugat colegele mele să-mi scoată o fișă biobibliografică. Nu o să vă citesc pentru că cei care suntem aici adunați acum în sală, probabil că știm mai multe decât scrie pe această fișă. Practic, adunând fișă cu fișă, de la fișa personală, de relație a fiecăruia dintre dumneavoastră cu fișa pe care o are domnul doctor, cu fiecare dintre dumneavoastră, ajungem la câteva file și e minunat ce se întâmplă, pentru că în felul acesta nu doar că îl cunoaștem pe cel care se mărturisește, ci ne înzidim și noi, fiecare în parte, împărtășindu-ne din relatarea unor fragmente de viață ce devin folositoare în însăși hermeneutica noastră personală, în înțelegerea vieții și cât o mai putem îndrepta către anumite ținte și cât o mai putem așeza armonios sau coercitiv după voința și credința fiecăruia dintre noi. Admirația mea este veche,
dacă ar fi să facem un concurs, dacă am avea timp să facem un concurs, vă mărturisesc că l-aș câștiga. De pe acum vă mărturisesc că l-aș câștiga. Concursul, dacă ar fi să fie atât de complex încât fiecare să poată să răspundă despre, spre exemplu, cum îl cunoaște Simeon Mesaroș pe doctorul Breban și doctorul Breban pe Simeon Mesaroș. Sau pe doctorul Bârg sau pe doctor Bonaț și alții dintre cei prezenți. Am beneficiul bun al unei memorii, mulțumesc bunului Dumnezeu, că și pe mine memoria mă slujește foarte bine și am citit cu atâta drag această carte, cu dragul acela pe care nu poți să nu-l trăiești la o lectură, când acolo îți apar niște nume, iar numele acelea sunt din caseta ta de memorie sentimentală, pentru că memoria este și ea foarte interesant înzidită în noi. Nu cred că nu vi s-a întâmplat ca uneori să nu vă aduceți aminte un nume de om. Îl vezi pe om și nu-ți aduce aminte numele lui. Să știți că, de regulă, nu vă aduceți aminte pentru că memoria a procedat selectiv și l-a șters sau l-a umbrit, l-a brurat, ca să nu vă aduceți aminte, pentru că omul acela fie v-a făcut el ceva și nu v-a convenit, fie pur și simplu chiar merită introdus în registrul uitării. Dar există și partea cealaltă a memoriei foarte activizate. Când am citit un nume, de exemplu, Zeno Opriș, când am citit numele doctorului Zeno Opriș de la Târgu Mureș, eu am făcut cu Zeno Opriș atâta istorie că eu cred că aș putea scrie vreo 3 volume. E vorba de începuturile Uniunii Vatra Românească și ale Partidului Unității Naționale Române, care de acolo au pornit, de la Târgu Mureș, Cluj, Baia Mare, Brașov și celelalte centre. Și el a fost un fel de Iuliu Maniu al transilvanerilor, a fost el pentru noul nostru partiduleț atunci, de oameni care am simțit patriotic și am încercat în consecință să sărim în ajutor la ceea ce se întâmpla și trebuia să ne justificăm noi pentru ce i se întâmpla lui Mihaela Cofariu, nu? În acel 15 martie 1990 la Târgu Mureș. Sau când am citit, spre exemplu, de cei doi profesori, Doniga și Pia Dragoș de la Șincai, am fost unul dintre cei mai buni prieteni ai Piei Dragoș, încă de la venirea în Baia Mare în 1977, cei de la inspectorat, translatând-o de la Șincai la Liceul Industrial numărul 6, unde eu eram director educativ, și ea a suferit foarte mult pentru că ea a vrut să aibă elevi mai buni și a venit să vorbească, să-l prezinte pe Eminescu după puterile ei intelectuale într-un liceu în care atât de slab era nivelul intelectual al copiilor, încât te mulțumeai dacă la română îți răspundea: da, am auzit de Eminescu. Am auzit de Eminescu. Mai mult de atât, mai greu. Au fost și din acestea. Și acum, acum. Acum nu-i chiar așa de rău, dar... Acum n-am mai auzit. Da. E o stradă mai amare. Domnul doctor Ariton Breban este un pion pe o tablă de șah a cunoașterii care beneficiază de o panoramă de imagine care, până la urmă, a început să locuiască în memoria foarte multor oameni, pentru că deja a depășit 70 de ani. 71 de ani de prestație medicală. Dacă luăm în calcul că încă din timpul facultății a avut prestații de specialitate. Cărțile, cartea anterioară, la care, din păcate, eu n-am putut fi prezent, trebuia să joc același rol. Astăzi voi vorbi dublu, nu? Că am lipsit atunci că eram în spital. Am făcut și eu o prostie și am făcut o criză de inimă și am ajuns la doctorul Pop Călin și l-am rugat să vină el aici. Îmi pare rău că acum n-a venit, pentru că și el este unul din personajele cele mai importante ale cărții, călătorind domnul doctor Breban exact acolo unde Pop Călin își făcea atunci și pregătirea doctorală, în Franța, în sudul Franței. Îmi pare rău că n-au venit mai mulți doctori tineri și că ne-am regăsit noi ăștia, doar câțiva tineri și niște seniori, haideți să ne numim frumos, că sună frumos,
niște seniori ai vieții, care ne bucurăm și să întrebăm ce mai faceți și să răspundem la întrebarea ce mai faceți. Cel mai urât lucru este să te întrebe cineva ce mai faci și să n-aibă răbdarea să te asculte nici măcar în răspunsurile acelea aproape acronimizate. Binișor de bine, aproape bine, excepțional, etc. Sigur că o carte nu este chiar așa o mare minune. Fiecare își poate scoate cartea, fiecare își o poate scrie și chiar vă îndemn pe mai mult să scrieți, să nu vă intimidați că e în sală și doctorul Felix Marian, el a scris cel mai mult din lumea aceasta medicală, pentru că, dincolo de faptul că este un medic cu o anumită dimensiune unde fibra medicală este autentică și prezentă permanent, a avut în sine și fiorul acesta de spiritualitate pe care îl au oamenii cu curiozitatea, cu instinctul acesta, cu pornirea spre a cuprinde cât mai mult în brațele cunoașterii și a scris foarte mult în reviste de specialitate, cărțile de specialitate iar Maramureșul și prin efortul doctorului Felix Marian, dar și al altora, este undeva situat chiar foarte bine. În această sală unde ne găsim acum a avut loc și festivitatea de început a anului universitar la noua specializare asistență medicală generalizată de la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Vațeganu Cluj-Napoca. Iată această extensie de început, timid, dar e un început la Baia Mare și a fost și doamna rector și trei prorectori și doamna decan și doamna prodecan și alte cadre de la Cluj. Și m-am bucurat să pot rosti aici și să audă și dânsii că Maramureșul este foarte, foarte important într-o hartă axiologică a medicinei transilvanene, într-o hartă a valorilor acestui domeniu atât de special pentru orice societate. Dacă am fi rămas ființa perfectă precum ne-a creat Dumnezeu dintr-un începuturi, n-am fi avut nevoie de voi. Dar dacă s-a întâmplat să fie cum a fost și așa este, cea mai mare nevoie pe care o avem este exact această nevoie și oamenii cel mai adesea își doresc unul altuia sănătate. Tocmai pentru că sănătatea este cea pe care o râvnim, pe care o pierdem cel mai ușor. Dacă mi-a plăcut ceva în mărturisirile acestea ale doctorului Breban și ține de un anumit registru al seriozității, mi-a plăcut foarte mult că n-a uitat să amintească, chiar dacă fiecare ne mai scăpăm să mai luăm un păhărel, să facem ceva, să mai tragem o țigare și mai departe, dar n-a uitat să amintească adesea că nu-l caracterizează. Că toată viața s-a ferit de așa ceva. Adică a vrut să fie un virtuos. Chiar total n-a reușit și nu reușim, din păcate, niciunul dintre noi. Foarte, foarte specială este cartea. Îmi pare rău că și-a tocmit lăudător și nu pot eu. Mi-ar plăcea să vorbesc de unul singur despre întreaga carte, dar nu e posibil. Moderatorul oricum a abuzat deja, trebuie să se abțină și de aceea îi voi da cuvântul prietenului Cristi Mareș, care s-a ocupat de tipărirea acestei cărți și eu sper că se va ocupa și de retipărire. Sper să aibă trecere și să mai apare exemplare și să încercăm exerciții de acestea să fie dăruite exemplarele viitoare, din tirajele viitoare și altor oameni, pentru că, într-adevăr, viața este atât de galopantă pentru fiecare dintre noi, încât se pare că n-avem timp să mai citim. Dar eu, care citesc în medie mai mult de o carte pe zi, sigur că e media de carte, că pe această carte o puteți citi într-o zi, cu adevărat, o puteți citi într-o zi. 8-9 ore se citește cuvânt cu cuvânt. Eu, care studiez cărțile, domnul academician Porumb, cu regret, îl voi stopa.
vă mărturisesc că de la o vreme nu mai pot trăi fără lecturi. Ferice de cei care, sigur, duc exercițiul vieții cunoașterii cu lecturi esențiale. Era un profesor universitar la Iași care, întrebat fiind de studenți, domn profesor, spuneți-ne, dumneavoastră care cunoașteți 12 limbi, spuneți-ne totuși 100 de cărți, cele mai bune cărți, să le citim pe acelea. Nu se poate face exercițiul acesta. Poate că sunt 1000 de cărți, 100, să reduci la 100 e foarte greu. Dar fiecare carte în parte are în ea cuprinsă o paletă de valori. Și ea va fi valoroasă pentru fiecare în parte în alt chip. Este o lucrare de amator. Pe cât e de profesionist doctorul Ariton Breban, pe atât e de amator în literatură, nu o să aduc, Doamne ferește. Din potrivă, îl îmbrățișez și mi-e drag că s-a apucat de această treabă și am fost unul dintre cei care l-am încurajat să o facă, pentru că am fost unul dintre privilegiații care am ajuns cu nevastă mea și cu fiică mea la domnul doctor și a făcut 2 minute dintre acele multe care ar trebui scrise aproape toate. Câteva sunt scrise aici. Prin cărți. Dar sunt multe încă nescrise. Deci confesiunile acestea sunt confesiuni esențiale. Și prind bine fiecăruia. Cred că în sală nu este niciun fost ofițer de securitate. Că colegul Tătaru n-a fost în serviciul acesta, ci dimpotrivă a fost urmărit de securitate. Dar trebuie recomandată și la cei de la securitate. Pentru că securitatea a fost un instrument în mâna conducătorilor care l-au urmărit o lungă perioadă și pe dr. Ariton Breban, pentru că oamenii valoroși sunt cei ca și pomii valoroși în care se dă cu pietre, în care se încearcă aducerea lor către un anumit orizont de speranță, de așteptare și de utilitate publică. Și iată că a reușit la final să nu numai să se păstreze în acest registru și foarte credincios. Chiar am vrut să-l pun pe Simeon Mesaroș la început să zică o rugăciune, dar o să-l rog să o facă la final. Pentru că într-atâta este de credincios autorul cărții de astăzi, încât ar fi meritat ca la o lansare de carte teologică să începem cu o rugăciune. Dar să nu uităm să o facem, Părinte Simeon Mesaroș, la sfârșitul întâlnirii noastre. Deci, Cristi, ai beneficiul cuvântului. Mulțumesc! Știu că e foarte greu să vorbești domnul director. De aceea mi-am permis să-mi notez niște idei, ca nu cumva după asta să le pierd din vedere. Vreau să vă spun că partea cea mai frumoasă a profesiei de editor e faptul că ai privilegiul zilnic să poți cunoaște oameni remarcabili, deosebiți, care au avut șansa să realizeze ceva important în viață și să ajuți cu experiența, ca experiențele lor să fie aduse în cunoștința contemporanilor și mai cu seamă celor din viitorime. Așa este și cazul de astăzi, când lăsăm cartea domnului Breban Ariton, Lacrimi și zâmbete. Dacă ar fi să intitulăm o colecție în cadrul editurii, iată colecția care aflată acum la a doua carte, colecție pe care a deschis-o domnul doctor Breban, ar putea fi intitulată, fără rezerve, Istorii adevărate cu medici și despre medici. Fiindcă istoriile dumnealui sunt atât de captivante, sunt mărturii ale unei generații, o generație trecută care nu se mai întoarce, o generație care a activat acum câteva decenii, fără internet, Facebook sau telefoane inteligente, când meseria se făcea doar pe baza cunoștințelor acumulate prin studiu intens și practică zi cu zi, noapte de noapte. Fiindcă medicul atunci nu avea posibilitatea să-și verifice diagnosticul intrând pe internet și verificând similarități, totul depindea strict de pregătirea și experiența lui dobândită prin mii și mii de ore de studiu și practică. La fel de interesante sunt istoria sa despre personalitățile medicale pe care le-a cunoscut în acei ani, personalități de același calibru, despre lumea în care s-a format, despre lumea în care a evoluat, dar și despre lumea în care și-a desfășurat și desfășoară activitatea. Din filele cărții sale se desprinde o concluzie, și anume că profesia de medic înseamnă nu numai dedicare, sacrificiu, carieră, ci dragoste pentru umanitate. Oricâte bătălii ai da, pe mai multe fronturi deschise, războiul nu este câștigat decât atunci când cea mai grea boală a societății, uitarea, nu este învinsă decât prin lectură și prin memorie. În viața unui om sunt multe clipe memorabile, bune sau rele.
clipe ale căror înșirare formează însuși cursul vieții, curgerea ei, curiculum vitae. Dar peste ani și ani, din aceste clipe rămâne doar amintirea, realizările sau eșecurile, de aceea aceste clipe scurse prin tefsidra vieții le putem caracteriza în două cuvinte. Lacrimi și zâmbete. De aceea, ca editor, nu putem să nu-i adresăm îndemnul de a continua să scrie, lecturile sale fiind un reper pentru generații de tineri ce doresc să urmeze medicina și nu numai, un jurnal de front pe frontul medicinei interne, care cu siguranță va fi la fel de bine primit de către public, asemenea primelor două pentru bogăția informațiilor. Vă mulțumim, domnule doctor, pentru tot. Și eu vă mulțumesc. Lansăm o carte a doctorului Ariton Preban, 92 de ani, dumneavoastră care aveți numai 80 de ani. Păi să stea la rând, are numai 80 de ani, eu făcut. În octombrie, 9 octombrie. Mulțumesc, Cristi. Așa cresc și editurile. Mai ales că în România sunt în București câteva edituri mari, mai sunt vreo două pe la Iași, vreo trei pe la Cluj și în rest fiecare editură se descurcă destul de greu. Pentru că economia românească ține greu poporul românesc. Deci neamul nostru, la ora actuală, o duce bine pentru că de la zero datorii față de băncile internaționale cât am avut în 89, acum suntem pe acolo, pe la peste 150 de miliarde de euro datorii și nu știu dacă vom plăti vreodată sau nu. Economia României nu este în stare să ne țină așa cum ne ținem noi acum. În consecință, cea mai mare suferință nu este în sănătate. Sănătatea este privilegiată, cu cât se poate. Privilegiu cât poate să-l suporte un buget al unei țări. Cultura este în cea mai mare suferință. Și ați venit într-o bibliotecă și nu pot să nu vă spun că bibliotecarul are cel mai prost salar din România, dintre toți bugetarii României. Asta nu înseamnă că nu facem profesia aceasta și sub semnul vocației. Precum medicina nu se face fără vocație. Nici nu știm cât e profesie și cât e vocație, că probabil e mai mult vocație decât profesie, pentru că dacă nu lucrează și cu sufletul, medicul nu poate să facă, nu poate fi un automat, precum mașinile automate. Descartes s-a ocupat și o știe foarte bine, profesorul Vasile Lescian. Sigur că mai găsind încă destule greșeli în carte, i-am gândit așa niște aserciuni în memorie mai grele lui Vasile. Dar am mai făcut exercițiul ăsta odată cu carte și nici nu știu dacă nu cumva-i devină Cristi care nu o fi marcat toate corecturile lui Vasile, pentru că Vasile poate citi în așa fel încât să nu mai rămână nicio greșeală. Motiv pentru care, Vasile, te rog frumos să ne spui că ai și însemnări acolo, dar oricum ești, după autor, ești cel mai bun cunoscător al acestei cărți și așteptăm, într-adevăr, aserțiuni de mare valoare din punct de vedere al unei analize pe care trebuie să o facă un profesor, un intelectual, unei cărți valoroase. Stimați și distinși oameni buni, auditori, este un privilegiu și o onoare pentru mine de a sta alături de un om care și-a dăruit viața semenilor, celor din jur, poate mai mult decât familiei uneori. O știe în ce proporție, în mai mare măsură, domnul Ariton Preban. Trebuie să vă spun că mă leagă de acest om amintiri deosebite. Ne cunoaștem din pruncie, din adolescență, de mai târziu. Drumurile noastre au luat-o în direcții diferite, dar intersectându-se de-a lungul timpului benefic. Vreau să remarc un lucru și anume, traiectoria vieții unui om fără urme palpabile, fără urme
de cunoaștere fără urme vizibile pentru cei din jur nu înseamnă mare lucru. Dânsul este unul dintre cei care l-a trasat drumuri, cărări, trasee, exemplare, alături de alții, dar și pentru alții, în mod benefic. S-a spus aici, o activitate a unui om ajuns la o vârstă venerabilă, cu o minte și cu o luciditate deosebită, trează, pe care trebuie să vă spun că m-a uimit de-a lungul colaborării noastre și cu atâta, să spun, afectivitate în a-și rememora viața, nu atât pentru sine, cât pentru alții, din dorința de a fi util celor care se mai apleacă asupra cuvântului tipărit. Că cel rostit zboară, verba vola, scripta mane. Ei bine, vreau să vă spun că aflându-se la cea de-a doua carte, în decurs de aproape un an, mai puțin de un an, este la vârsta dumnealui, spun eu, un efort extraordinar. Dar cred că aceste rânduri au fost o eliberare extraordinară a prea plinului acestui om și așternerea pe hârtie a unor fapte de viață. Atmosfera socială, politică, atmosfera de colaborare cu semenii în general, dar mai ales cu sectorul acesta atât de solicitant care este actul medical, l-a îndemnat, comparând un trecut în formare în acest domeniu și cu zilele noastre, să facă acest efort, acest travaliu de restituire pentru o generație care în mare parte cunoaște lucrurile care se derulează în această carte referitor la ce spuneam, dar mai ales pentru generația care vine, dacă se va mai apleca spre lectura cărții scrise, pentru că e năpădit tineretul de azi cu degetele pe aceste mijloace. Nu sunt rele, spun eu. Ba din potrivă, aș spune să fie utile, folosite ca instrumente de prelungire a minții și mâinii. Nu neapărat al unui. Ele oricum vin peste noi. Din acest punct de vedere, eu vă mărturisesc, făcând o paranteză, că am avut o experiență, fiind solicitat la Colegiul Eminescu, unde am predat mai mulți ani, să predau literatura universală după pensionare și trezindu-mă în fața clasei am văzut că toată lumea butonează. Primul lucru care m-am întrebat, domn profesor, vă ne trebuie la BAC? Nu trebuie, numai dacă vreți. Și atunci ei tic-tic. M-am frământat ce-i de făcut. Nu merge cu anatemizare cu de-asta, pentru că ele vede astăzi îți sar în cap. Ei bine, am zis toată lumea cu telefoanele pe masă. Ni le confiscați. Nu. Astăzi vorbim, spre exemplu, Goethe. Deschideți internetul și fiecare să spună ceva despre Goethe. Ei, au început și iată cum am deturnat lucrurile. Închid paranteza. Deci trebuie aceste mijloace utilizate în scop nobil, dacă ne putem. Dar pentru asta trebuie efort și din partea dascălui și a lor. E, închid această paranteză spunându-vă că această carte, al doilea volum, e o prelungire în mare parte a ceea ce cuprinde primul volum din amintirile unui medic nonagenar. Continuă cu aceste lacrimi și sfinți
și zâmbete, pardon, într-o manieră mai destinsă, mai largă. Își dă drumul ca autor, își dă drumul cu mai multă îndrăzneală, își dă drumul cu mai multă afectivitate. Nu e constrâns de coperțile debutului în materie. Mărturisesc că am avut destule discuții pe tema asta, pentru că un redactor de carte face o muncă subterană. Puțină lume, sunt aici și autori de cărți, știu dumnealor, dar puțină lume, din lumea largă, știe drumul unei cărți de la manuscris până apariția aici pe masă și în biblioteci, unde cărțile acestea dor frumos în rafturi, până când sunt luate de cititor. Ei bine, acest volum dezvoltă și a dat drumul baierelor, amintirilor și a zis, probabil, în sinea dumnealui, nu am nimic de pierdut, nu am nimic de împărțit cu nimeni. Sunt la vârsta înțelepciunii în care pot să selectez. Și aici este de admirat. Puterea de selecție din Noianul de amintiri, cred că putea să scrie încă vreo 10 volume dumnealui de ce a trăit o viață de om atât de intens, atât de angajant, atât de dăruit, atât de pasionat pentru profesie, pentru familie, pentru ce se întâmpla în jur. N-a fost ferit, v-ați dat seama cei care au citit primul volum și veți da seama de cei cuprinși în carte, de vicisitudinile, de săgețile otrăvitoare care s-au abătut asupra unui om, aici de față, despre cele îndurate, dar și despre puterea de a depăși lucrurile grele în momente cruciale care puteau să-i deturneze total viața. Dumneavoastră o să citiți, o să judecați, o să comparați și o să trageți concluziile de rigoare. Acest volum ce aduce nou față de primul? Aduce detalii, aduce un plus de umanizare a celor relatate, aduce afectivitate în plus, aduce, dacă vreți, puterea de construcție a unei atmosfere din societate, din domeniu și mai ales privite prin reflexivitatea, prin sufletul autorului, prin implicarea lui. Din acest punct de vedere este de admirat ca autor că reînvie viața. O să citiți și o să vedeți că veți fi captivați de anumite relatări, scene în care autorul vă cheamă și vă pune în față un ecran în care derulează cu un anume firesc viața. Fie că e vorba de strict profesionalitate, dar mai ales reînvie viața Clujului universitar în măsura în care a fost dumnealui implicat cu a mediciniștilor și nu numai. Și din acest punct de vedere are un respect deosebit pentru perioada respectivă, pentru școala de medicină clujană, a cărui întemeietor, în 1918, se știe, a fost primul Iuliu, doctorul Iuliu Hațeganu, sprijinit de cei din jur, un mare medic, dar și un mare patriot. A creat o școală în jurul lui. Doctorul Ariton Brevan reînvie această atmosferă, reînvie personalitățile și creează niște portrete, nu cele obișnuite din romane, din viață pe care le știm, din CV-uri,
ci o imagine umanizată, vie, a unui personaj dincolo de somitatea și dincolo de multilateralitatea ființei, personalității unor astfel de oameni, îi aduce sub ochii noștri din alte unghiuri de vedere și mai ales a celor trăite de către doctorul Greban, învățăcelul, studentul, aș spune cu foarte mare acribie atent la ce se întâmplă și pentru formarea domniei sale, creează niște portrete ale acestor oameni, în primul rând al lui Iuriu Hațeganu, a familiei lui, a fratelui Emil, juristul și așa mai departe, a omului care a creat, a coagulat în jurul lui oameni dedicați, deschiși la minte pentru această profesie, conștient fiind de marea necesitate a acestui sector după 1918, când am asistat cu toții la deschiderea luminilor într-o nouă eră după Marea Unire. Ei bine, alături de Iuriu Hațeganu veți găsi în carte nume importante din acest areal al lucrurilor, profesorii domniei sale, Ioan Goia, Aurel Moga, profesorul Rubin, mari intelectuali cu care medicina clujană și universitatea a avut contact și i-a chemat pentru misiune, ca citez din carte Victor Papilian, Victor Babeș, despre Octavian Fodor, despre oameni de știință ai timpului care nu erau izolați de fenomenul social al vremii, ci conlucrau pentru binele țării, nației și pentru ridicarea Clujului la un nivel pe care îl știm astăzi. Acești oameni și mulți alții au întemeiat o școală de medicină, dar nu numai. Generațiile succesive ale școlii clujene de medicină, deși până astăzi, acest suflu nemaipomenit de dăruire, pasiune, în care au văzut medicina nu numai ca știință, ci conștiință și chiar artă, a dus la ceea ce numim noi astăzi școala clujană aleasă de medicină. Iată, sub bagheta căror personalități s-a format doctor Ariton Brevan. El descrie aceste lucruri în carte pentru și cu atâta afecțiune ca un semn de mulțumire, de venerație pentru cei care l-au format și cei care i-au imprimat cărarea vieții în domeniu. Apoi aș spune că în carte e o diversitate de scene fragmentate uneori în fluxul memoriei autorului. El a selectat, putea să, dar toate acestea citite se leagă, creează un anumit halou al lucrurilor în așa fel că au consistență, au sens, au, dacă vreți, trimiteri la diverse lucruri din societatea timpului ne fiind cu anatemizare, ci descriindu-le așa cum au fost. Veți găsi foarte multe, în câteva pagini, lucruri întâmplate din viața studențească, unele foarte serioase. Precum spuneam de portretul acestor personalități,
cum se comportau ca oameni la patul bolnavului, cum erau capabili să se coboare la nivelul de dialog, de discuție, pentru a revigora ființa, nu doar cu medicamentele care erau, ci cu sufletul. Jumătate din vindecare e aceea a dăruirii încrederii bolnavului că poate să răzbească și îi da speranța de viață. Ei bine, veți găsi pagini de umor fin acolo și conturează aceste personalități. Lacrimile din titlul lucrării se justifică pentru situațiile mai deosebite în care nici medicina, ci numai Dumnezeu putea face minuni. Așa. Nu insist asupra lor. A insistat autorul în carte și sunt tratate cu atâta acuratețe, finețe, umanism. Apoi aș vrea să mai adaug că multe pagini din această carte se referă la alți profesori care aveau comportamentele lor, care conturează personalitatea. Unele foarte interesante, ca cele ale profesorului Rusu, cu care avea într-un borcan oase mici din corpul uman, le arunca și studenții trebuiau să le prindă și trebuiau să vorbească despre componenta respectivă în ansamblu. Ei sunt lucruri, dar și din asta au învățat enorm. A fost un mod mai aparte decât simpla aplicare spre un text, spre un tratat și așa mai departe. Sau alte și altele, nu insist asupra lor. Mie mi-au plăcut aceste lucruri redate și constituindu-se în scenarii, scene de viață exemplară. Aș mai spune apoi despre stagiile de pregătire, inclusiv întâlnirea la București, într-un stagiu la Fundeni, cu celebru, cunoscutul, profesor Pop de Popa, care a făcut primul transplant, se știe de inimă cu Barnard, în România, care a vrut să-i deturneze viața spre Târgu Mureș. Dar atât de legat a fost de locurile natale, de Maramureșul, de Chechișul din apropiere unde s-a născut, dar mai ales de promisiunea făcută lui și tatălui lui, aflat pe patul ultimelor, pe patul de spital în ultimele clipe, că va face totul să devină doctor. Și a devenit primul doctor intelectual din Chechiș, mândrie a dumnealui și a satului, care îl pomenesc și astăzi și îl caută. Ei bine, foarte interesante pagini veți găsi apoi din stagiul de la Debrețin și l-am îndemnat, recunosc, să-și dea drumul și la vârsta asta nu e niciun lucru de antimatizat de tribulațiile sentimentale. Ca orice om vibrează la o anumită vârstă, la frumusețe, la chemări inexplicabile ale iubirii, și se oprește asupra câtorva cu condescendența necesară, cu umor, seriozitate, cum veți dori, dar din toate acestea se reține și din tot ce v-am spus, nu și-a uitat ținta, drumul, firul roșu spre care tindea în viață formarea, dăruirea în profesie și toate celelalte. Cu umor descrie inclusiv, știm cu toții ce era în regimul trecut, munca voluntară a elevilor, studenților, ieșiți la agronomie, la Institutul Agronom, pe loturile din Cluj, au fost puși la treabă să
să mânțeze ceapă, arpagicul. Băieții dotați cu niște scule adecvate și fetele puneau sămânța. Când s-au schimbat rolurile, au început marea nebunie și o scene hazlii și o să le găsiți în carte cu atâta, aș zice, umor și dragoste de amintirile acelor vremuri și cunoaștem fiecare ce s-a întâmplat. Ei bine, toate acestea conturează un periplu pe cărările vieții ale domnului Ariton Breban ca doctor, ca om, student, ca și practician, relațiile dumnealui cu cei din jur, cu colegii pe care nu i-a uitat, cu vecinii de cabinet care se întrebau de câțiva ani tot spunând că las pușca jos, las totul și am plecat, dar nou, pe noi cui ne-a lăsați? Și așa mai departe. Mi-a mărturisit și în carte amintește câteva aspecte ale întâlnirilor cu generația tânără care nu-l cunoșteau. Și spunea că era mâhnit, dar și îngăduitor, cu înțelepciune, când auzea comentariile unora. Ce mai caută și are domnul Reban, domnul ăsta, pe aici? Eu aș spune că ar fi trebuit să se întrebe ei, nu ce mai caută, ci de ce este căutat încă doctorul Reban. De ce încă mai e solicitat de generații din aceeași familie, până la strănepoți, să fie în preajma dumnealui și să le dea speranță nouă de viață. Că în fond asta face. Ei bine, toate acestea le veți găsi în carte. Asupra două lucruri mă opresc și cu asta am încheiat. Și anume, mi-a părut foarte bine că este conectat la aspectele sociale, dacă vreți, relații interumane, nu numai cu românii și cu vecini. În periplul călătoriilor dumnealui prin lume, că a fost unul dintre împătimiții călători, prin lume și în perioada trecută, având garanții că nu rămâne și drept dovadă de oriunde s-a dus, a venit la acasa lui. Și anume, aș vrea să rețineți urma pașilor acestui om prin Elveția, la Berna, dar mai ales la Viena. Aici, sigur, împrejurările o să le cunoașteți din carte și unii știți poate mai multe, o să vi le spunea și dumnealui. Aici, la Viena, nu ca alții numai să vadă, știu eu, comerț și alte lucruri, parcuri și câte și câte, ci Muzeul de Istorie din Viena, unde și la această oră sunt cele mai valoroase exponate tezauri românești, de aur românești, descoperite pe timpul Austro-Ungariei și care acolo sunt la lumină în centrul Muzeului de Istorie, de la tezaurul de la Simleu Silvanie și Nicolae Mare și așa mai departe, dar nu uită să se întrebe și să întrebe de ce noi, ca și alții, care revendică, spre exemplu, egiptenii, englezilor și așa mai departe, valorile lor acaparate, de ce nimeni nu face niciun demers, măcar așa, să știe lumea largă, că acelea sunt românești. Ele sunt scrise acolo și menționate de unde.
dar strict în limba germană. Și atâta tot. Trec generații pe acolo și relatează un grup de tineri trecând care însoțiți de dascăli lor austriaci. Abar n-am. Apoi Nu povestiți tot, pentru că specialitățile în medicină sunt multe și s-ar putea să avem urgențe urologice și... Deci spuneam încă un singur lucru. Toată lumea știe și a auzit de Spitalul Elias din București. Puțină lume știe însă că de ce Elias? Cei din domeniu o cunoașteți, dar marea masă mai puțin. De ce și cum veți găsi în carte, întrucât un evreu român, acest Elias, fără urmaș, și-a lăsat toată averea, era un bancher, era industriaș, fabrica de la Sascu de zahăr și câte proprietăți în întreaga lume și așa mai departe avea, le-a donat statului român sub custodia și împuternicirea Academiei Române de a fi valorificate pentru ce? Pentru cultura poporului român, întreaga avere. E adevărat, a devenit la rândul lui cetățean român, a devenit academician în Academia Română și s-a dus să-și doarmă somnul de veci în cavoul, în complexul de la Viena, unde doctorul Breban a fost să vadă și a depus o floare în amintirea lor. Cartea este incitantă, cartea este ușor citibilă, în opinia mea, este exemplară pentru conținut, dar exemplară și pentru puterea unui om care nu s-a pregătit o viață pentru scris, dar în sinea lui poartă gena unui povestitor înnăscut. Îl felicit pentru această nouă apariție, îi doresc sănătate, în primul rând, și dacă va considera să mai pună mâna pe condei și pentru lucruri exemplare să facă demersurile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, domn profesor. Avem beneficiul să îl avem la masă pe doctorul Vasile Bonaț, care are astăzi o multiplă calitate, adică va deconta față de noi și poziția de prieten, și pe cea de manager, și pe cea de manager șef, și pe cea de coleg de breaslă, și pe cea de pe următoarea. Vasile, ne spui ce vrei, dar rolul tău este important aici. Mulțumesc. Parcă n-aveam emoții destule, domnul director a mai pus ceva la ele. Sper să nu încep cu lacrimi și să ținem numai în zâmbete. Sunt deosebit de emoționat și sincer, pentru că m-am alăturat unor personalități culturale ale Maramureșului și nu numai. Pentru că, și aici, emoțiile sunt mari, sunt ultimul discipol în medicina internă a maestrului Ariton Breban. N-aș vrea să spun prea multe cuvinte, pentru că cuvintele nu vor putea spune niciodată tot. Dar profesorul Iuliu Hațeganu, care a fost amintit de atâtea ori și aici, dar mai ales în cartea autorului, spunea, medicina este știință și conștiință încălzită de dragostea de oameni. La doctorul Breban, eu ca tânăr medic, le-am găsit pe toate. Foarte multă știință. Se supăra pe mine când îi spuneam că e computer. 1x2 și ieșea diagnostic. Nu-i chiar așa. Sunt foarte mulți ani de muncă și experiență. Foarte multă conștiință. N-a contat niciodată nimic, ci omul bolnav
pentru care a transpirat să-l facă bine. Dragostea de oameni i-a fost acasă tot timpul. Dar eu zic că a mai fost ceva. Eu am simțit-o din plin. Dragostea față de cei tineri la care a deșertat sacul cunoștințelor sale tot timpul. De aceea mi-am permis să-i spun maestru și acum nici nu mai trebuie să-i cer voie, e de acord să-i spun maestru. De aceea probabil mi-a revenit și încă o misiune dificilă și la fel de emoționantă. Din partea conducerii Colegiului Medicilor Județului Maramureș, să înmânez cu această ocazie Oscarul, diploma pentru întreaga activitate. Așa că închei spunându-vă, pentru cei tineri, unde sunt? Pentru cei mai puțin tineri care au ajuns pensionari ca și maestru, luați-l de exemplu. Este un om cu o mare. Vă mulțumesc tuturor! Nici n-am știut că poți fi așa de spectaculos în elocință. Și uite, este aici o pucă. Domnul doctor Ariton Breban, a venit vremea să mărturisiți dumneavoastră în final ceea ce e de făcut cu sărbătoarea asta. Ce să înțelegem noi de aici, dacă noi am vorbit bine sau am vorbit, cum se zicea la partid pe vremuri, pe marginea materialelor publicate. Am vorbit din carte sau pe marginea cărții. Sunteți o carte. Are cuvântul însăși cartea. E greu după atâția oameni cu calități deosebite, recunoscut numai mai mare și peste hotarele ei, să mai ai eu cuvântul care e într-o stare fizică destul de precară, va trebui să vorbesc eu, mai ales că eu nu sunt prea mare vorbitor, dar, doamnelor, domnilor, iubiți participanți la această aniversare, de la început vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți prezenți aici. Mă bucur că acolo, într-un colț de sală, sunt câțiva sătenii ai mei, care mă bucură totdeauna. Întâmplarea sau, mă rog, întâlnirea cu ei, totdeauna mi-a cauzat așa o trecere pe minte a tuturor evenimentelor din viața mea. Pentru că de mic am avut ce învăța de la acest sătel și ei probabil de la mine. Un lucru, cum discutam cu doamna doctor Dia, zilele trecute, nu mi-a plăcut acestor clericieni că nu au încercat să-și dea copiii și să facă medicină în continuare. Pentru un sat ca cel clericiș, în care nu există casă de oameni săraci, așa, să-i fie numai doi medici. E doamna doctor și cu o doctoriță pe care eu nici nu cunosc și care, prin eforturi, au ajuns să, doamna doctor, să șepa secții de radiologie și imagistică de la Spitalul Județean. E lucru foarte important. Iar cealaltă lucrează la... Ok? Am greșit cu ceva. Că nu l-am plăcut să mă laude. Nu s-a așteptat. Nu s-a așteptat să o pomeniți. Nu s-a așteptat. Așa. Și cealaltă în Cluj să ajungă la un centru universitar. Nici nu știu, din neamul Onisimilor. Ei justifică lipsa de participare ca studenți, că e facultate foarte lungă, că totdeauna se cere mai mult și după ce ai terminat facultatea. Mai mult, probabil că tinerii au alte preocupări.
Eu le-am spus câteva exemple din istoria medicinei. Că afară de medicină poți să faci și alte profesii. Și câteva, Victor Papilian, cel mai mare anatomist din Cluj, după care a învățat toți studenții Europei anatomia tradusă în limba rom, care a fost romancier, a scris mai multe romane, a fost directorul Teatrului și Operei din Cluj. Săracul și-a sfârșit închisorile comuniste. Alți scriitori, care Burdura, care a și părăsit activitatea medicală și care s-a dedat, deci, sau mai mult. Să nu părăsiți. Eu nu am mult că următoarea inversă a răsosit. Orchestra de muzică clasică a medicilor din România a făcut vogă în toată Europa, a cărui dirijor a fost Liviu Comes, conferențiarul de la Catedra de Contagioasă din Cluj. Așa. Pictorii care au dat renume țării, Tucurescu, s-a și întâmplat, de fapt, la o vizită de lucru, când Gheorghe Maur era prim-ministru, a fost invitat la o vizită de omologul său francez. Și după studiile politice, economice, culturale, așa, a venit și perioada banchetului. Și la banchet, ministrul francez întreabă care dintre picturile lui Tucurescu au plăcut, cele de toamnă sau de vară? Ăsta a dat din cap afirmativ și a întrebat colaboratorii. Niciunul nu a știut cine este acel Tucurescu. Era medic de laborator la un spital din Constanța. Sigur că viața lui s-a schimbat, dar ce a trăit până atunci a făcut ca viața lui să fie acest de... Deci am vrut să le spun că Chișinăul că există posibilități să te afirmi prin domeniu. Nu mă iau pe mine ca exemplu, la mine situația a fost foarte clară. Eu am avut de suferit din cauza unor colegi de preasă, așa cum se întâmplă cu medici, să mai încă trei. Și ani de zile arena a fost tot timpul verificat și urmărit. Și am vrut să rămână undeva scris acest lucru. Dar n-au avut idee cum se procedează și atunci l-am întrebat pe unchiul domnului director așa cum se procedează, că știi care o... Păi zice, ce, vrei o broșurică de 20 lei, facem un roman, că doar o viață de vitare a fost lungă. Și pornind de la această idee am ajuns să scriu o carte, nu că așa mai o înclinație literară ieșire din comun, cu toate că mi-a plăcut literatura. Așa. Și a făcut această paranteză, revenindu-se la subiectul zilei de astăzi. Așa am ajuns să scriu cele două volume și care va închide această activitate a mea. Pentru reușita acestor două volume, mulțumesc în primul rând domnului director al editurii, poate zic așa, care a scos, după cum vedeți, două cărți la care a pagerat, e prima, merită să te uiți. Le mulțumesc foarte de mult. Mulțumesc apoi domnului coleg și prietenul Vasile Vestian, care ne știm de când eram copii și am urmat vorba de sunt drumuri diferite, dar care cred că au fost benefice și pentru unul și pentru celălalt. Trebuie să anunț că profesorul Isate, care mi-a dat ideea de a scrie o carte, n-a putut astăzi, din motivul de sănătate, să-mi prozice pe el. Părerea de rău este a mea, așa, coloarea dumneavoastră. Referitor la cele spuse de colegul Asire, el este un doctor în această materie. Întâlnirile noastre pe parcursul citirii materialului, ca corecturii de multe ori, că m-a corectat de multe ori, așa, au fost plăcute, pentru care eu îi mulțumesc. Mulțumesc de asemenea doctorului Bolați,
a fost șeful de secție care a urmat după mine și m-a lucrat de acest lucru pentru că el îmi era două lucruri. În primul rând că era medic fără aparat. Dar pe parcurs și le-a sușit și le-a... și eu apăiam un aparat dacă situația de... Dar așa m-a numit populația că eu pun diagnostic fără. Nu e așa, nu e tot de la adevărat. Deci tuturor acești, în ultimul rând, ca să reușească această, să aud cuvinte frumoase, trebuie să menționez că domnul profesor, doctor Arnireanu, directorul acestei minunate instituții de cultură, așa, care a coborât de la multiplele preocupări pe care le are, la unul începător, care l-a ridicat în sân, încât să mergi acasă cu iluzia că a mai răsărit un scriitor. Nu, eu sunt acela. Care am fost și cu Jacob. Tuturor celor prezenți și celor care au fost la sala precedentă, le mulțumesc din suflet, vă doresc să aveți cărți și să participați și la altele cu plăcere, să vă sfârșiți că totdeauna este ceva din acea din o carte. Vă doresc o zi bună! După fizionomia feței doamnei dr. Trăinșani, eu cred că vrea să zică ce. Dânsa, când mă consultă pe mine, este stăpână. Acum aici la mine să-mi încerc și eu un pic. Domnul doctor, m-a provocat la un mic discurs. Îmi cer scuze că am și întârziat, am și emoții, eu nu prea sunt așa oratoare foarte bună la așa în plen. Vreau să spun câteva lucruri. Da, sunt al doilea medic din Chechiș și sunt foarte mândră că, îmi dau lacrimi, că sunt, îl urmez pe doctorul Breban Ariton. Îmi aduc cu plăcere, după 45 de ani, cam după 45, deci face socoteala câți ani am eu și cât are domnul doctor. Îmi aduc aminte cu plăcere de momentele când ne întâlneam la biserică, de Paști, în fața bisericii, de când eram mică. Acum, dânsul, nu lipsa, doar în ultimii 3-4 ani o lipsit la Chechiș de Paști. În rest, în fiecare an venea și mă întreba ce faci, tată, cum ești. Eram în anul 1 de facultate, anul 2, anul 3, rezidentă, specialistă. Și mi-a părut rău că în ultimii ani nu-l mai vedeam. A fost un exemplu pentru mine. Pacienților mei le spun așa, eu sunt din Chechiș, de unde e doctor Ariton? Bă, ce cunoaște pe doctor Ariton? Că bunicul i-a fost pacient. Un lucru ce am observat la chechișeni în ultimul timp, că își fac copiii domni, ceea ce mă bucură foarte mult, chiar și medici. Sunt acum, cunoștință sau rudenii care, eu le dau un sfat, faceți-vă copiii domni, pentru că banii sau situația o poți face și din pix, nu numai să lucrezi de dimineață până seara pământul. Și din fericire să știți că chechișenii își fac copiii să fie intelectuali. Adică, până acum eu cred că cunosc vreo 3-4 studenți la medicină, ceea ce mă bucură foarte mult. Medicina e o facultate, acum știți fiecare, de cursă lungă. Zice că mai bine faci două facultăți scurte decât să faci medicină. A, nu e așa. E o meserie nobilă pentru că lucrezi cu omul și poți să-i faci bine omului. Și mai mare bucurie de a te recunoaște omul pe stradă și să-i spui că i-ai făcut bine și așa, nu-ți trebuie mai mult, mai mare împlinire. Așa cum dumneavoastră, domnul Teodor Ardelean, m-ați recunoscut că îmi sunteți pacient, domnul doctor Bonaț, suntem colegi de Breazlă și mă bucur că arată tot așa ca acum 20 de ani. Eu vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost un exemplu de urmat. Vă doresc să mai scrieți o carte și să ne vedem în aceeași formulă și peste 10 ani, cel puțin. Vă doresc multă, multă sănătate din partea chechișenilor, din toată inima mea. Vă mulțumesc! Dacă nu vrea să mai scrie carte,
Avem soluția folosită în urmă cu câteva zeci de ani, Dumnezeu să-l odihnească pe profesorul Săcăleanu, că Vasile Radu Ghenceanu și pe el, Dumnezeu să-l odihnească, a făcut o carte de interviuri cu Ioan Săcăleanu, care este excepțională. Chiar și acum, ca bibliografie de înmormântare, i-am indicat-o și preasfințitului Iustin să o frunzărească. Și cineva poate se va găsi, cineva să facă o carte de interviuri cu doctorul Breban. Pentru că atunci când te apucă efuziunea asta epică să-ți spui tu, îți vin multe la bariera buzelor și a memoriei și le scrii în funcție de precipitare. Dar dacă vine cineva și te provoacă cu niște întrebări cheie, s-ar putea să iasă lucruri mai interesante și mai multe, că depozitul este, cred, încă destul de plin în toată această memorie vocațională și profesional vocațională, pentru că medicina este, într-adevăr, profesia cea mai încărcată de cele două dimensiuni, vocație și, și dăruire. Dacă nu mai dorește nimeni, o să rog pe părinte. Dacă dorește, este liber, e democrație în cultură, la bibliotecă și vă aștept și vă ascult. Știți la cine mă gândeam în timp ce citeam ultimele pagini din carte? La Mitruț, din Rus. Ați fost prieten cu el? Prieten nu, dar cunoscut, da. Cunoscut. Deci un intelectual de mare sensă. Cum? Mitruț. Mitruț. E absent. Lipsește din sală, da. Dacă nu, îl rog să încerce să așeze aurora finală pe părintele Simeon Mesaruș. Dar, domnul director, câteva cuvinte și apoi... Voi invoca prima dată binecuvântarea lui Dumnezeu peste autor, peste cei prezenți la această lansare de carte și în felul acesta îmi voi estompa emoțiile pentru a spune și eu ceva. În numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt, amin, Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci nu mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mânia a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Amin. N-am participat la lansarea primei cărți a domnului doctor, a participat soția mea, cartea am citit-o. Dânsa n-a putut să mă însoțească la această lansare, o înlocuiesc eu așa cum m-a înlocuit dânsa la lansarea primei cărți. Aș vrea să mă refer la ceea ce domnul director a spus și l-a încadrat pe domnul doctor în rândul scriitorilor amatori. Legătura mea cu domnul doctor este de vreo 34-35 de ani, de când am început să fac slujbe la statuia Ostașului Român și de unde a lipsit de foarte puține ori domnul doctor și ne leagă aceleași convingeri și aceeași spiritualitate. Dar constat că ne leagă și aceleași preocupări, scriitorii amatori. Și domnul doctor, cred că ar trebui să ne punem cărțile pe masă și să cântăm. M-am jurat că noi mai scrie, dar eu nu mă pot ține. E o diferență de 10 ani între mine și domnul doctor, adică eu sunt cu 10 ani mai tânăr decât dânsul. Nici eu nu fac parte din categoria intelectualilor din sfera, eu fac parte din, mai mult din categoria intelectualilor din sfera realistă, dar m-am adaptat și celelalte sfere, că așa a dictat viața. Cărțile domnului doctor sunt cu adevărat trăiri
pe care numai cei care au trăit la țară și au devenit intelectuali le pot pătrunde și percepe în suficientă măsură și mă consider unul dintre aceștia. Domnul doctor, nu ne lăsăm. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate și cu putere de a mai scrie. Vă rog, eu am așteptat, mi-am așteptat rândul, crezând că vor lua cuvântul și alți medici. De aceea n-am vrut să intervin și îmi cer scuze că scurta mea locuțiune este după domnul părinte, cum nu s-ar credea. Dar nu pot să nu-mi exprim gratitudinea față de o colaborare lungă cu domnul medic șef. Nu pot să las. Dimineața m-am gândit, am cer scuze, mi-am notat aici și cu asta nici nu o să vă rețin prea mult. Am avut onoarea să colaborez cu domnia sa, domnul doctor Ariton Breban, 2 decenii, dintre care al 2-lea deceniu în calitate de medic șef al domniei sale. Om de înaltă ținută morală și intelectuală, profesionist desăvârșit, integru, exigent, dedicat profesiei. A fost mentorul multor generații de medici tineri și asistenți medicali care le-a transmis cu multă generozitate din învățătură și noblețea sufletească a dânsului. Permiteți-mi să o spun asta. Omenos, respectos, altruist, empatic, spiritual, în relația cu personalul din subordine, cu pacienții și aparținătorii lor, atrage atenția și respectul tuturor. Cu această ocazie, țin să-i mulțumesc în mod deosebit pentru frumoasa colaborare, pentru momentele frumoase petrecute împreună și, nu întâmplător, asta este secția interne 2 a domnului medic șef, care a fost îndrăgit de personal în egală măsură ca și de bolnav. Drept dovadă, bolnavii, mii de bolnavi, zeci de mii, cred că, de bolnavi au avut în tratament domnia sa, l-au căutat și au călcat pragul cabinetului particular al dânsului. Asta este dovadă de mare respect, de prețuire și de dragoste față de dânsul. Vă mulțumesc mult și acum, pentru că nu de mult am plinit o frumoasă vârstă și este început de an, vreau să-i doresc un an nou, mai bun, cu multă, multă sănătate, alături de cei 2 copii pe care i-am îndrăgit enorm și familiile lor. Vă mulțumesc și îmi cer mii de scuze încă. Româna, pentru arhivă să ne spuneți nume, prenume. Milca Mariana mă cheamă. Da. Mulțumim, felicitări. Mai dorește cineva? Sau ne oprim la cântecul Marianic? 2, 4, 6, 7? Tot rândul de 7? Da. Frumos, v-ați așezat. Ați constatat ce e acolo. Trebuie o corectură. Pe toate le cunoaște. Mi-au spus fetele ce mă mir că mă recunoaște după atâția ani. A spus una. Ce corectură v-ați? Trebuie o corectură. Da. Aceasta este secția interne 2. Da? Nu. Da, da. Nu mai este secția interne 2. A dispărut. Da. Asta a rămas. Da. Da. Sufletul din oameni. Da. A, nu mai este secția. Nu. De mulți. Da. Madame ministru a reușit să desfacă din 150 de paturi, interne 1, interne 2, am rămas la 75, care la rândul ei a fost compartimentată în endocrinologie, diabet, hematologie și mai departe. Și am rămas la diabet. Asistent șef, mulțumesc. Săruna, și eu am diabet, dar mă bucur că n-am trecut. Că nu-mi place în spital. Mi-s dragi toți doctorii și tot personalul. Dar cât de rar să vă duc pe spital. Bine, mulțumim, mândru, cu drag, să aveți zile cu bucurie. Mulțumim.